Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Rectificarea bugetară anunțată de guvern, dar și ordonanțele de urgență 13 și 14 sunt în această seară pe agenda publică. Iar în platoul Informația TV se află domnul Ciprian Costea, doctor în economie de la PNL. Bună seara și bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Domnul Mircea Dobra, președintele Asociației Avram Iancu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara tuturor, să vă mulțumesc de invitație! Domnul avocat Ciprian Ardelean, consilier județean PSD. Bună seara și bine ați venit! Să rămână bine v-am găsit! Domnilor, vă propun să începem cu rectificarea bugetară anunțată de Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa, care se laudă cu o rectificare pozitivă. Domnule Ardelean, v-ați așteptat că Ponta vorbea de o rectificare negativă, Tudose de una pozitivă. De ce nu? Până la urmă, așteptăm să vedem proiectul de buget. Sigur, s-a anunțat o rectificare pozitivă. Eu sunt convins că așa va și fi. Ar fi culmea să nu fie așa de vreme ce s-a anunțat. Mi se pare că guvernul Tudose, mie mi se pare că performează. Sigur, întotdeauna se poate și mai mult, că perfect nu există. Așteptăm să vedem proiectul de buget, să vedem impact. Acum, din păcate, pentru mine, eu nu sunt economist și la economie nu mă pricep atât de bine, dar dacă așa s-a anunțat, haideți să-l verificăm, domnul ministru, să vedem pe urmă. Da, domnule Dobra, aveți încredere în spusele domnului ministru al finanțelor? Astfel crede, vedem, dar părerea mea că totuși înseamnă o rea în jala bani, pentru că s-au cheltuit în altă parte mai mult și în altă parte mai puțin și acum încearcă să dreagă busuiocul din punctul meu de vedere, pentru că bani nu sunt mai mulți. Nu știu, că nu prea se văd acum, creșterea economică în ce se vede? În bunăstarea românilor nu prea cred. Să vedem, să așteptăm. Domnule Costea, vină dumneavoastră, specialistul din această seară. Cum comentați această rectificare bugetară pozitivă anunțată de Ministrul Finanțelor cu încadrarea în deficitul de 2,96% din PIB? Este vorba de o rectificare bugetară care, din perspectivă economică, nu poate să fie numită pozitivă. Și imediat am să explic. În schimb, din punct de vedere al marketingului politic pe care guvernul îl promovează, o anunță ca și o rectificare pozitivă. Există, pentru opinia publică, să știe, trei tipuri de rectificări. Rectificări pozitive atunci când veniturile încasate sunt mai mari decât veniturile care sunt programate în legea bugetului inițial. Rectificare negativă atunci când veniturile încasate sunt mai mici decât veniturile programate. Și există acea rectificare simplă sau neutră, care înseamnă transferul banilor de la un minister la altul. În momentul de față, cifrele prezentate de către Ministrul Finanțelor, dar subliniez neasumate încă public de către guvern, ne duc spre o rectificare simplă. Pentru că asistăm la niște permutări de cifre, de sume, dintr-o direcție în alta. Mai mult decât atât, dacă analizăm mai aprofundat, o rectificare pozitivă nu poți să o numești atunci când te raportezi la 0,04% din volumul total al bugetului. Bineînțeles că ei au încercat să scoată un plus pentru ca să arate bine la imagini, dar, repet, în documentele publice care circulă, dar încă neasumate de către guvern, există chiar și greșeli de calcul și mi se pare destul de jenant ca de la Ministerul Finanțelor să apară astfel de erori fundamentale în ceea ce privește calculele efectiv matematice. Dar cum vedeți dumneavoastră această ieșire a Ministrului Finanțelor să prezinte o rectificare programată, care e o rectificare neasumată, așa cum ați arătat și dumneavoastră? Nu este public, cifrele nu sunt publicate nici măcar pe site-ul Ministerului Finanțelor. A fost o conferință de presă și atât. Noi ne-am obișnuit cu atitudinea guvernului. Mai țineți minte ce s-a întâmplat cu legislația din domeniul juridic? A venit ministru cu un curs universitar frumos prezentat cu slide-uri PowerPoint, a auzit reacțiile publice și după aceea a mai ajustat și le-a lansat în dezbatere publică. În momentul de față, o rețetă similară aplică ministrul Ionuț Mișa de la Finanțe, care a venit astăzi cu niște declarații, cu niște sume,
unde oricum există o mare problemă pentru că se taie de la investiții, cam tot ceea ce se putea realiza încă investiții în această țară pe perioada rămasă, urmând ca printr-o rearanjare a sumelor să constatăm că practic totul este același buget sub o altă formă de capitole bugetare. Ministrul acesta are în schimb de explicat de ce sacrifică investițiile, de ce se taie atât de mulți bani din sfera Ministerului Transporturilor, unde, sincer, indiferent ce partid este la guvernare, ar trebui să avem o prioritate națională. Ei, eu am un răspuns. Greșeala care a fost de la bun început cu construcția acestui buget pe anul acesta a fost faptul că Partidul Social Democrat a promovat în construcția bugetară așa numitele credite de angajament. Adică niște sume care reflectă niște angajamente posibile în viitor și care se ancorează de fapt în niște bugete multianuale. Grevarea efectivă pe cash, cum se numește în termeni tehnici, a bugetului, se realizează în momentul materializării plăților. Cele mai mari sume din istoria României prevăzute ca și credite de angajament până în momentul de față au fost promovate în acest buget și acestea reprezintă 53 de miliarde de lei, adică o sumă enormă. Văzând că niște fonduri europene nu se pot folosi pentru că gestionarea atragerii de fonduri europene este un dezastru în această țară până în momentul de față, nici aceste credite de angajament nu pot să fie utilizate la potențialul în care au fost inițial trecute în bugetul de stat al României și în acest context, bineînțeles că sumele prevăzute trebuie rectificate pentru că este clar că nu vor putea să fie realizate. Da, domnule Costea, înainte să analizăm pe cifrele prezentate de Ministrul Finanțelor, vreau să revin la domnul avocat Ardelean și să vă întreb, domnule avocat, de ce a fost atât de stresat astăzi Ministrul Finanțelor în conferința de presă? Am văzut că a avut nevoie chiar de ajutorul acelui secretar de stat care a participat la conferință. Eu cred că, bun, acum, de ce a fost stresat, nu știu. Adică nu stăpânește bine domeniul? Ce i-a dat acel stres? Mie nu mi se pare că nu stăpânește. De ce a fugit de întrebările jurnaliștilor? Adică dacă organizezi o conferință de presă, ieși într-o conferință de presă, ești de acord să faci declarații pe acest subiect, bănuiesc că ar trebui să fii pregătit pentru a răspunde tuturor întrebărilor. Acum, de ce a fost stresat, nu știu. Dar... Niciodată presa nu o să fie în totalitate mulțumită. După cum știm, este presă, parte din presă este pro, parte din presă este contra, așa cum se întâmplă peste tot. Nu cred că reușești la nivel de București să răspunzi la toate întrebările. Însă eu cred că sunt suficiente motive pentru care domnul ministru nu să fie stresat, dar să fie foarte preocupat. Și sigur, a fost pus în situația de a da explicații și în ceea ce privește bugetul Ministerului Apărării Naționale și în ceea ce privește această rectificare bugetară, lucruri la care nu cred că este foarte simplu să răspunzi, mai ales că la un asemenea nivel este foarte simplu de găsit anumite chichițe sau anumite imperfecțiuni care se întâmplă și sau anumite mici greșeli, probabil, pe care oamenii, atunci când muncesc, le fac inerent. Acum, dacă sunt și alte motive pentru care domnia sau fi fost stresat, nu știu, dar dacă așa sună întrebarea, sunt suficiente motive pentru care să fi fost foarte, foarte preocupat. Pentru tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Au fost acele discuții, știți și dumneavoastră, știe și opinia publică cu privire la Ministrul Apărării Naționale, care tocmai din cauza bugetului, așa a interpretat presa, deși eu nu cred că acesta a fost adevărul. Dar care a fost adevărul, domnule Ardelean? Eu cred că a fost o asumare a faptului că n-a reușit să comunice până acum. Sau cel puțin mie așa mi se pare, pentru că dacă într-adevăr păi, a fost... a comunicat, a avut un comunicat de presă pe site-ul instituției. Înainte să-și dea demisia, a publicat acel comunicat. Eu cred că priceput este cel care reușește să rezolve problemele și nu care trebuie să demisioneze pentru că n-a reușit să le găsească soluții. Dar ce era să facă dacă i s-a cerut demisia? Eu nu știu să i se fi cerut demisia. Păi, poate dumneavoastră știți, premierul ne-a spus că i-a cerut demisia. Da, eu nu știu. Mie mi s-a părut o asumare și din ceea ce am înțeles eu, sigur n-am acces la acel nivel de informații, dar
Eu așa am înțeles că premierul era undeva în altă parte când, când a fost surprins de această demisie. Nu, premierul era în altă parte când a fost surprins de această informație, că nu sunt privind bani demisia. Pentru salarii. Nu, că nu sunt bani pentru salarii. Apoi i-a convocat pe cei doi miniștri la guvern, pe ministrul finanțelor și pe ministrul apărării, și acolo i-a cerut demisia ministrului apărării, domnule Ardelean. Ce puțin așa au fost prezentate lucrurile de premierul. Eu știu că era undeva la o masă, dar nici măcar nu cred că are importanță atât de tare, atât de mare acest lucru. Până la urmă, ministrul de finanțe acum trebuie să rezolve și să răspundă și la aceste întrebări în locul ministrului apărării. Asta e. Cu toate acestea, nu a răspuns la nicio întrebare legată de ministerul apărării. Domnule Costea, dumneavoastră ați văzut ceva legat de Ministerul Apărării, ce se întâmplă cu Ministerul Apărării, primește sau îi se taie din sumele alocate? Că n-am văzut în acele prezentări, sau cel puțin nu, poate mi-a scăpat mie, dar... Am o situație pe care am să încerc să o verific în timpul emisiunii, dar ceea ce s-a întâmplat la Ministerul Apărării Naționale este un semnal de alarmă neplăcut. Să nu uităm că România este unul dintre pilonii de stabilitate a NATO în această regiune a lumii și în momentul în care, în decurs de câteva luni, trec mai multe persoane, să nu uităm că l-am avut pe Gabrieleș ministru, a fost schimbat de către domnul Dragnea. Acum ne trezim cu un nou ministru care pleacă din motive care țin de problemele bugetare și jena pe care probabil o simțea în fața militarilor că nu le poate plăti toate soldele la timp. Păi cum poți tu să te duci la partenerul tău strategic, Statele Unite, și să-i spui că tu ai alocate niște procente serioase din produsul intern brut în bugetul apărării naționale, respectiv 2% din PIB, dar tu nu-ți plătești angajații care luptă și sunt trup și suflet pentru această țară și în România și pe teatre de operațiuni în diverse colțuri ale lumii. Nu este admisibil așa ceva. Nu îmi vine să cred că la Ministerul Apărării Naționale nu au existat semnale de alarmă din partea persoanelor angajate în direcțiile financiare, economice din acest minister. Și iată că ministrul și-a dat demisia. Este o demisie care reflectă o situație foarte, foarte dificilă și sper va fi gestionată cu înțelepciune, pentru că nu ne putem juca în domeniul apărării naționale, unde pe lângă investițiile masive care le va realiza România, este nevoie de a avea și un corp de profesioniști pe care să te bazezi și față de care tu ca stat să te prezinți cu onoare atunci când și tu le ceri lor același lucru față de țară. Da, domnule Dobra, nu avem bani pentru militarii români, dar avem bani pentru armata Parlamentului, pentru parlamentari. Știți că au crescut indemnizațiile parlamentarilor, au ajuns la 14.000 de lei, suma forfetară pentru cabinetele parlamentare a ajuns la 20.000 de lei, adică 200 de milioane de lei vechi pe lună, să se înțeleagă, 6.500 de lei chiria pe lună. Da, eu mă întorc la bâlbâire, să zic, stresul domnului ministru de finanțe. Într-adevăr, șeful de partid, adică, sau șeful de prim-ministru, fiind omul cu cifrele, ea încearcă să rezolvă problema asta, pentru că nu e ceva în regulă. Iar mă întorc la ministerul apărării, dacă un buget a fost construit, aprobat de Parlament, așa mai departe, mă gândesc că undeva nu s-a gestionat bine acești bani până în prezent, dacă a lăsat de înțeles domnul Tuțuianu, fostul ministru al apărării, că nu mai sunt bani de salarii, ceva nu-i regulă. Și acum vor să rostogolească bani într-un buzunar în altul, că de fapt aici este problema. Bani, după câte văd eu, nu sunt mai mulți, să zicem să fie o pozitivă, dacă cum spunea domnul doctor în economie, că undeva e o rectificare neutră. Rearanjarea unor bani, pentru că iată, au făcut niște angajamente Statelor Unite că vor cumpăra niște rachete Patriot și așa mai departe. Iată că trebuia să meargă amândoi miniștrii apărării până în prezentul ăsta să semneze, pentru că un angajament scris obligă la altceva. E o speculație, nu pot să știu, dar mă rog, se vehiculează în piață acest lucru,
că este foarte greu de a se angaja de aici încolo ca să plătească încă nu știu câți bani statul României pentru acele rachete. Așa că eu o văd o bâlbeală din partea Ministerului de Finanțe și șefii direct au o problemă pentru că trebuie să gestioneze lucrurile. Mă întorc înapoi, nu mi-este simpatică deloc doamna Olguța Vasilescu, care de dimineața până seara numai de crește de salarii, crește de salarii, dar de mediul privat nu amintește niciodată nimic. Ceea ce este neclar, pentru că nu poți să tot promiți la infinit, pentru că trebuie să te ții de cuvânt. Dar dacă ajungem într-o situație foarte gravă, cum au putut și alte țări, poți să intri chiar în incapacitate de plată sau să te îndatorezi la nesfârșit, să crești datoria publică. A și crescut. Să crești foarte mult, adică grad de dator, nu știu cât e, 30-30 ceva la României. Vă pot spune de cu exactitate sume. Așa că intrăm într-o pantă alunecoasă, pentru că, cum am mai spus-o, nu-i prost cine primește, cine dă, cine cere. Cine dă, da. Așa că trebuie să avem foarte mare grijă din punctul meu de vedere, pentru că să nu fie dezechilibru în societate, pentru unii, cum să zic așa, o clasă socială sau alte clase sociale să fie dezamatate sau alte avantajate. După muncă și răsplată. Domnule Atelean, ce vor spune partenerii noștri că noi într-un an de zile sau în câteva luni am avut doi miniștri la apărare, urmează al treilea, poate se mai schimbă între timp ceva? Eu cred că nouă ne place să criticăm prea mult, nouă românilor în general. Dar nu criticăm, ne întrebăm ce se va întâmpla, ce vor spune partenerii noștri. Vi se pare normal să schimbăm miniștrii așa de la o săptămână la alta? Și acum cred că am ajuns să discutăm tragic despre niște lucruri care, din punctul meu de vedere, nu sunt câtuși de puțin așa. Dar cum sunt? Ar trebui să ne bucurăm? Sau? Eu cred că sunt bani la apărare. Până acum nu s-a întârziat cu salariile absolut deloc. Eu sunt absolut convins că nu se va întârzia cu plata salariilor pentru militar și că România își va îndeplini toate obligațiile față de partenerii noștri, cele pe care ni le-am asumat. Sigur, ne place nouă să criticăm, mai ales opoziția prezentă de față, că nu va fi așa, mai participat și la alte emisiuni și tot ne-am avut... am venit cu ideea, haideți să așteptăm să vedem dacă într-adevăr se va întârzia cu salariile, dacă nu vor ajunge. Dar tot așteptăm de 27 de ani, tot așteptăm ceva și nu se întâmplă nimic. Și până acum, că nu, de întâmplat până se întâmplă acum lucruri. Nu s-a întârziat cu salariile militarilor. Veți vedea că nu se va întârzia nici de acum înainte. Dacă nu va fi așa, înseamnă că, cum spun eu, înseamnă că domnul Costa are dreptate. Dar vă spun și eu cred că așa va fi. Nu se va întârzia cu salariile. Sunt bani de salarii. Sigur, ministrul și-a dat demisia. Acum, acolo se poate să fie tot felul de lucruri. Nu putem să știm și eu, sincer, nu cred că și-a dat demisia din cauza faptului că nu sunt bani de salarii. Pentru că această problemă putea fi foarte simplu rezolvată. Îl chema pe ministrul de finanțe, pe primul ministru, că așa atunci e normal de ce să dat se demisia? Întâmple. Eu cred că sunt carențe serioase la nivel de comunicare. Și cred că sunt poate motive pe care noi nu le știm. Pentru că indiferent nouă, dacă mă pun în locul opoziției, indiferent cât de mult mi-ar plăcea să cred că și-a dat demisia un ministru că nu sunt salarii, eu nu pot să cred că la nivel de ministru îți dai demisia doar pentru faptul că nu sunt bani de salarii. Ministrul finanțelor comunică mai bine? Pentru că această problemă sau putea foarte simplu rezolva. Comunică mai bine, pentru domnule, că această problemă putea foarte simplu rezolva, simplu printr-o întâlnire cu ministrul de finanțe, sau nu de mult a fost numit ministru la apărare, chiar n-aș tu la ce se înhață. Eu vreau să intervin. Deci, așa simplu la modul ăsta, domnule, și-a dat demisia și hai să criticăm acum că dacă și-a dat demisia, poate dar că are ce să dreptate. Facem să aplaudăm, domnul Ardelean? Dar nu, credeți-mă că nu înțeleg ce vreți să scoateți dumneavoastră în evidență. A fost PSD, ALDE, a câștigat alegerile la un scor uriaș, istoric, am putea spune. Ați preluat guvernarea. După 6 luni v-ați dat jos propriul guvern. Acum, după alte 2 luni, ați dat jos sau a demisionat ministrul apărării. Ce ați vrea să ne bucurăm, să aplaudăm sau ce să facem? Eu spun că sunt bani pentru militar, că nu se va întârzia cu salariile, cum nu s-a întârziat nici până acum. Dacă nu va fi așa, înseamnă că dumneavoastră și domnul Costa are dreptate. Domnule Adelea, vreau să vă spun că militarii nu au voie să discute pe acest subiect.
Personal l-am contactat. Și credeți că noi nu o să aflăm din cauza asta că s-au primit sau nu salariile? Personal l-am contactat pe purtătorul de cuvânt al unității militare de aici din Satul Mare și mi-a spus că nu au voie să facă nici o declarație pe acest subiect. L-am rugat să ceară aprobare de la București și nu a primit aprobare de la București, nu au voie să discute. Și credeți că nu o să aflăm că își primesc sau nu salariile din cauza că cel din Satul Mare nu are voie să vorbească? O să aflăm și o să-și primească salariile la timp. Ceea ce înseamnă că probabil domnul Costin. Și nu vi se pare că este o problemă atunci când un purtător de cuvânt, unui purtător de cuvânt îi se interzice să comunice pe un anumit subiect, un subiect despre care discută zilele acestea toată lumea, domnule Adelea. Eu cred Adelea. Că sunt totuși militari și militarii un regim special. Cred că e normal ca militarii să nu poată să comunice exact așa cum ne permitem noi ceilalți civili. Pentru că sunt militari și trebuie să respecte un anumit statut. Dar nu are legătură cu subiectul nostru, după părerea mea. Domnule Ardelean, spuneți că sunt militari și nu au voie să comunice pe anumite subiecte. L-am auzit pe fostul ministru al apărării că acel comunicat a apărut pe site, că el de fapt nu l-a văzut foarte bine. Bun, dacă sunt militar, cum a apărut acel comunicat de presă pe site fără să știe ministrul apărării? Dumneavoastră credeți că ministrul apărării nu știa? Ministrul apărării nu este militar. Site-ul Ministerului Apărării, domnule Ardelean. Știm și noi că nu este militar. În cadrul Ministerului Apărării, acum cred că punem greșit problema și discutăm despre ceva, un lucru la care cel puțin eu nu mă pricep foarte bine, dar pot să vă spun un lucru. La Ministerul Apărării nu sunt numai militari. Sunt în cadrul Ministerului și foarte mulți angajați civili. Ministrul, de exemplu, nu este militar. Este un om politic, pus politic acolo, care răspunde politic. Potrivit altor regulamente și altor legi decât cele pentru care sunt. Și ce vreți să scoateți în evidență cu acest lucru? Păi nu, a fost o întrebare și mi-ați întrebat cum deși a permis un militar să facă așa ceva. Păi nu toți N-am întrebat cum deși a permis un militar să facă așa ceva, ci am întrebat cum deși a permis cineva să interzică unui purtător de cuvânt să comunice pe acest subiect. Adică vi se pare normal ca într-o țară democratică, un militar să nu poată spune dacă și-a primit sau nu salariul? Mi se pare normal că la un nivel de structură militară, sigur, întrebarea nu cred că are legătură cu subiectul acesta, ci o întrebare generală la care are legătură cu orice fel de subiect de presă care vizează pe militari. Mi se pare că la nivel de o structură militară trebuie să existe un punct de vedere unitar și că nu se poate să apară unul din Satul Mare, unul de la Brașov, unul de la Baia Mare să exprime puncte de vedere diferite. Bine, să depășim acest subiect, că nu ajungem la niciun numitor comun. Domnule Costea, ce spun partenerii noștri de această situație de la Ministerul Apărării? Am schimbat doi miniștri de la începutul anului. Și l-avem undeva pe circuit pe al treilea. Care avem o să vedem cine un va fi al treilea interimat. Definitiv. Urmează unul definitiv. Unul discută, celălalt semnează, că până la urmă așa se va întâmpla. Păi, întrebarea fundamentală a partenerilor este cu cine discutăm pe domeniul acesta. În România probabil că se va spune că un pic de răbdare până definitivăm cine este persoana. Dați-mi voie să am un punct de vedere diferit de al colegului de platou, deoarece posibilitatea demisiei. Și aici am să răspund și la ceea ce se întâmplă cu bugetul Ministerului Apărării Naționale. Posibilitatea demisiei domnului Țuțuianu din funcția de ministru al apărării este legată și de faptul că nu se întâmplă nimic în cifrele bugetate pentru acest minister. Zero. Adică nu se dă, nu se ia. Ori în contextul în care au probleme cu plata veniturilor, pentru că veniturile militarilor sunt un pic mai complexe decât doar simple salarii, au probleme în plata veniturilor cadrelor militare. Sunt convins că domnul ministru Țuțuianu a avut discuții cu Ministerul Finanțelor. De fapt, a fost publică această întâlnire la solicitarea și a primului ministru. Și din câte se pare, actualul domn de la Ministerul Finanțelor nu a dorit să schimbe cifrele la Ministerul Apărării Naționale. Pentru că el preferă să dea bani acolo pe unde vorbește toată ziua doamna Olguța Vasilescu, respectiv la Ministerul Muncii.
și pe la ministerele acestea sociale. Și, bineînțeles, și la Camera Deputaților, la Senat, la Administrația Prezidențială, la Consiliile Locale. Exact, este foarte îngrijorat și de programul Prima Oaia domnului ministru. La Ministerul Agriculturii se taie până și de la educație. La educație problema este mai complexă. În actualul guvern, educația și cercetarea au fost sparte în două ministere. Este trist că s-a întâmplat acest lucru, eu nu sunt de acord, dar dacă analizăm poziția 3 și 4 din anvergura financiară a tăierilor bugetare, vom constata că pe locul 3 la tăieri bugetare este Ministerul Cercetării, pe locul 4 Ministerul Educației Naționale. Cu alte cuvinte, vechiul Minister al Educației Naționale este lovit din plin. Mă întreb cum poate să vină atunci domnul Dragnea și să declare că educația reprezintă o prioritate națională pentru acest guvern, când ei troznesc prin scăderea bugetului alocat acestui domeniu atât de mult cifrele care sunt prevăzute și anunțate de către domnul ministru. Domnul acesta ministru nu are talente de comunicare. Apropo, din păcate, PSD-ul, la fel ca și celelalte partide, au și oameni mai pregătiți și mai puțin pregătiți. Eu nu spun că nu este pregătit acest domn, dar a vedea că este doar legat ca și carieră de instituția controlului financiar, observăm, nu? Pe la ANAF s-a plimbat, cam toată viața lui acest domn. Nici nu ne mirăm care are această abordare prin care dorește să pună mâna pe tot ceea ce se poate din ce produce mediul privat, și vine cu tot felul de trăznăi, iar atunci când se pune problema de a face investiții care generează până la urmă susținerea unui buget pe termen mediu și lung, observăm că totul se taie. Bineînțeles, și cifrele realizate sunt la o treime din cât era prognozat. Și este dureros acest lucru. Da, domnule Dobra, tăiem de la transporturi. În condițiile în care de la Satu Mare până în București cu trenul faci 16 ore. Condițiile în care în România nu sunt autostrăzi. Apoi am auzit-o pe doamna Corina Crețu, comisar european, că atrage atenția că situația la transporturi este îngrijorătoare, că România are nevoie de investiții ca de aer. Și cu toate acestea tăiem de la investiții. Doamna Corina Crețu este PSD. Cu siguranță, normal, că partidul care a promovat a susținut că europarlamentar este PSD. Și atunci, PSD-ul. Cum explicați dumneavoastră acest lucru? Nu știu, guvernanții nu se facă, nu înțeleg, dar vorbesc de toți guvernanții la rând, pentru că ia uitați că avem doar foarte puțin kilometri de autostradă în România, sunt foarte multe drumuri dezastroase, nu poți circula cu mașina, date mai cu trenul și așa mai departe, pentru că acolo sunt găurile negre în România, uitați-vă la CFR, de exemplu, jafuri și jafuri și mai departe, care au prins acolo directorii și mai departe din acea companie națională. Și este trist, pentru că nici de la Ministerul de Dezvoltare, după câte am văzut și eu proiectul, mă rog, de rectificare, de la transporturi, foarte mult bani se tai și se realocă în altă parte. Așa că nu mă mire faptul, pentru că de așteptat, pentru că nu creează un plus valoare, exact cum spunea și domnul Costea. Dumneavoastră, la firma dumneavoastră, domnule Dobra, cum faceți? Dați salarii și apoi vă gândiți la investiții? Sau vă gândiți la investiții și dați salarii? O firmă își prognozează exact ca și un buget al țării. Așa face. Tocmai de aceea v-am întrebat. Își prognozează niște venituri și acolo, în acele venituri, și în parte. Unde, ce înseamnă cheltuieli curente, ce înseamnă salarii, ce înseamnă amortizare, investiții prognozate, în profituri, investiții, așa mai departe, sau poți să scoți dividende, sau așa mai departe. Dar dacă nu obții acele venituri pe care ți le prognozezi, ai o mare problemă. Ne mai vorbim de investiții, ne mai vorbim de dividende, ne mai vorbim de vacanțe. Că nu ai bani de unde să-ți mai iei, dar dacă nici măcar ce ți-ai prognozat nu faci, înseamnă că ai o problemă, pentru că nici nu poți să crești salarii, nu mai poți să întreții țara, firma, dacă nu ai veniturile constante sau cele prognozate, și intri într-un declin și te împrumuți. Mergi la bancă, banca de-abia așteaptă să-ți dea niște bani, îți amanetează tot, bunica și veniturile viitoare, dacă cumva da faliment și soția sau divorțea, văd niște lucruri care nu prea sună frumos, dar asta e.
și intri în blocaj total. Și toată lumea te mulge. Toată lumea te... Dacă nu poți să fii tu pe picioare tare, exact și România, dacă nu poți tu, din ceea ce produci ca să te întreții, toată lumea, să zic toată lumea, majoritatea țărilor au deficite, adică consumă mai mult decât produc. Dar undeva nu-i regulă. Dom'le, deci dacă totuși faci un venit, pune-l în o parte din acel venit în investiții, pentru că acolo creează plus valoare, creezi locuri de muncă și se învârte economia. Dacă mergi numai în coșul de consum, ce fericit sunt că plec acasă, te-ai blocat. Nu faci drum, nu faci infrastructură, nu faci absolut nimic și tu trăiești în lumea treia în cizme de gumă, în noroi. Eu așa o văd România, trebuie să un program național, general, ca să se reconstruiască această țară în investiții, cum a făcut alte popoare de-a lor. Avem exemple destule. Așa că e o mare greșeală că se tot tapează pe salarii, creștere de salarii. Nu au nicio acoperire, creează inflație și plus dezvinare socială. Sistemul privat este batjocorit pentru că nimeni nu se interesează și să vină să-mi spună ministrul muncii, doamna Lugura, vreau să măresc salariile la mediul privat. Cum? Pentru că costul pe forța de muncă în România este una dintre cele mai mari din Europa, dacă îmi confirmă domnul Costea. Deci, ca să angajez un om, costă foarte mult în procente față de altă parte, ca să îl susții acel angajat. O parte plătește angajatul, o parte îi se reține la angajat. Așa că, nu știu, eu nu-i văd luminița, capătul de la lumina repede, nu știu. Și este foarte periculos dacă guvernanții se angrenează astăzi PSD-ul la putere și cu ALDE, se angrenează niște promisiuni deșarte și angajamente ulterioare care vor trebui să le pună în practică sau să le suporte alte guverne care vin că totdeauna așa s-au perindat la putere, se duce țara de râpă. Eu nu-i văd o prognoză frumoasă, plăcută în următor timp. Domnule Ardelean, cum explicați dumneavoastră această situație? Adică se taie de la Ministerul Dezvoltării și Fondurilor Europene, se taie de la Ministerul Transporturilor, de la Educație și se dă la aceste ministere, deputaților, aceste... la Senat, la Administrația Prezidențială. Dar nu se dă acum la Senat nimic ca să se taie de la Ministerul Transporturilor. Poftim? Prin această rectificare, eu n-am văzut că se taie sau se dă ceva la Senat în plus. N-ați văzut? Nu, eu n-am văzut. Și la SRE și la SRI și la... Da. Bun, în fine, așa să fie, să am rezultate. Proiectul de buget nu l-am... Nu sunt nici economist, din păcate pentru mine, că tot nimeresc așa la emisiunea asta economice și eu, din păcate, sunt jurist. Din păcate pentru mine. Dar am înțeles logica, sigur, pentru care s-au făcut aceste tăieri dintr-o parte și s-au dat în altă parte. Nu că n-ar fi nevoie la transporturi, ci pentru faptul că la transporturi n-au fost cheltuiți toți acești bani. E normal că dacă nu s-au cheltuit până la jumătatea anului pe anumite proiecte pentru care probabil trebuiau să se cheltuiască, să ia și să dea în altă parte unde banii se cheltuiesc. Pentru ce să stea? Eu așa am înțeles. Eu ca jurist, sigur. Asta am înțeles că e logica. Dom'le, dacă n-au cheltuit banii la Ministerul Transportului, sigur că avem nevoie de drumuri, de autostrăzi, dar dacă nu s-au cheltuit, bun, haide să-i punem undeva unde este nevoie și acolo de bani și unde se vor cheltui. Dar e bine că nu s-au cheltuit. Adică nu, e bine că Sevil Șaideh a cheltuit banii la Ministerul Dezvoltării? Este bine că domnul Cuc n-a cheltuit banii la transporturi? Sunt miniștri buni cei doi? Eu am văzut că cel avem nevoie de autostrăzi, de drumuri, de cale ferată, de transport. Și cu toate acestea, de fiecare dată de la Ministerul Transporturilor se iau bani. Pentru că este un minister mare și pentru că întotdeauna are foarte, foarte mulți bani, fiind un minister mare și un minister la care alocările bugetare sunt foarte mari. Dar e prea mare. De ce n-au tăiat Ministerul Transporturilor în loc să-l desparte pe cel de la educație? Ca să pot eu, această întrebare, ar trebui să cunosc câteva elemente. Elemente pe care cred că niciunul dintre noi nu le știm. Care sunt investițiile de la Ministerul Transporturilor în general? Care sunt investițiile de la Ministerul Transporturilor sau de la orice alt minister care nu s-au făcut și care sunt motivele pentru care acestea nu s-au făcut? Că nu s-au făcut, că nu mai trebuie făcute, că nu s-au făcut pentru că oamenii dumneavoastră sunt... Dumneavoastră credeți că nu mai trebuie păi făcute nu știu, investiții să vedem, la transport? Păi nu, eu am spus ca să răspund la această întrebare, trebuie să am câteva informații. Din păcate, niciunul dintre noi nu avem aceste informații, la modul general și aflându-ne pro sau contra unei idei, putem să spunem... Ajunge semnalul de alarmă tras de comisarul european Corina Crețu, care, repet, spune că situația de la transporturi este îngrijorătoare, că România are nevoie de investiții ca de aer?
Da, eu cred că România Credeți are nevoie de investiții. Credeți că doamna Corina Crețu nu știe despre ce vorbește? Ba nu, n-am spus așa ceva. Eu cred că avem nevoie de investiții în toate domeniile. Dar ca să putem spune sau să putem aduce elogii sau să criticăm, cred că trebuie să avem nevoie de mai multe informații. Cum ar fi, de ce nu s-au cheltuit banii la transporturi? Eu sincer să fiu, meastră, repet, nu sunt parte din PSD, nu sunt economist ca să știu, păi bun, din da, parlament, la de la oamenii se duce, chiar ați fost secretar de stat. Da, da, am fost pe domeniul juridic. Aveți cunoștință pe acolo, pe la... Înseamnă că mă pricep la orice. Nu, dai, puteți întreba ce se întâmplă acolo la voi din moment ce abia nu reușiți să cheltuiți banii de la transport. Abia zilele trecute au venit această idee cu rectificarea bugetară. Sigur, unii care sunt economiști, probabil că și din informațiile parțiale mai înțeleg, da? Noi juriștii nu înțelegem, decât dacă avem toate explicate așa clar. În domeniul juridic poate ne percepem un pic mai bine decât economiștii. Așa că mi-e foarte greu să dau niște răspunsuri corecte la niște întrebări la care nu mă pricep foarte bine și recunosc acest lucru și n-am nici toate informațiile. Nu vreau să fiu înțeles greșit și nici să fac partipri pentru o idee la care n-am absolut toate informațiile. De asta cred și cred că nici măcar un economist nu poate să-și dea cu părerea despre acest lucru decât dacă are toate informațiile. De ce adică nu s-au cheltuit bani la transporturi? Care sunt investițiile cu toții care... că noi constatăm că în această țară guvernul nu realizează întotdeauna o să constatați același lucru, că nu ne întâlnim aici pentru prima dată. Și mă bucur, sincer. Da. Că nu merge bine. Indiferent cât de bine ar merge un lucru și indiferent cum s-a întâmplat, dumneavoastră o să aveți o explicație există cum ați avut de fiecare dată. Și nu are nici... Dar eu nu cred că are legătură cu poziția dumneavoastră ca persoană, ci cu poziția dumneavoastră ca un politic în satul mare. De a fi împotrivă. Și nu e rău că criticați. Mă doare faptul că nu se realizează investiții și se dau salarii numai într-o anumită direcție și se rupe echilibrul social în această țară. Și mă doare ca persoană. Concluzionat dumneavoastră, cât și noi trebuie și să avem foarte, foarte multe informații pe subiectul la care ne referim. Auziți, în acum, speța de față ministrul transportului. Fiecare vorbește numele propriu. Eu nu cred că... Deci nu se pune problema altfel. Da, deci dacă dumneavoastră nu aveți informațiile suficiente... Dar nici dumneavoastră nu aveți. Stați liniștit că avem fiecare, sigur, avem bucățile noastre de informații, da. Și putem constata... Poate că dumneavoastră putem aveți constata anumite surse de informații că nivel, pe care noi nu le avem. La nivel, asta nu contest. La nivel național nu și-a realizat propriile prevederi bugetare privind investițiile acest guvern. Mai mult decât atât, în loc de 35 de miliarde, a realizat 8 miliarde. Adică există niște discrepanțe majore pe zona investițiilor. De ce? Păi fondurile europene nu au fost folosite, este o mare problemă și acest aspect ține de gestiunea pe care a realizat-o guvernul acesta în ultima perioadă. Eu aș putea doar să citesc și să spun că avem creștere economică. Dar nu are legătură creșterea economică cu faptul că nu avem investiții. Din punctul nostru de vedere creșterea economică, dar poate din punctul altora de vedere, poate chiar economici, creșterea economică are o importanță. Da, atâta vreme cât... Și o să vă citesc, că fiecare vorbește în creștere. 95% din această creștere economică provine din consum, această creștere economică devine un motor încălzit care poate oricând să clacheze. Atâta vreme cât există niște neclarități în această țară, când ai creștere economică bazată pe consum 95% și ți-e scad încasările din taxa pe valoare adăugată, chiar dacă a crescut și consumul în sine, înseamnă că există niște lucruri care nu se potrivesc în această ecuație din punct de vedere economic. Păi dacă a crescut consumul, trebuia să crească și încasările la TVA. Nu să ne trezim că se fac rectificări bugetare, unde noi tăiem și mai departe banii de la investiții, atâta vreme cât nu am realizat nici în prima parte anul investiții. Păi atunci la ce să ne așteptăm noi? Doar la creșterea cheltuielilor cu asistența socială încă cu 10% cât au crescut în primele 6 luni ale anului? Lucruri, nu suntem un de acord cu așa ceva. Și am să vă spun că am să vă răspund altfel ca un fel de ca un cetățean normal care nu este economist. Guvernul României a pus la dispoziția Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional absolut toate datele, la modul cel mai transparent. Dacă aceste critici ar fi venit din acea direcție și eu așa o idee de om de pe stradă vă spun, dacă aceste critici ar fi venit din acea direcție și nu din direcția opoziției pe care dumneavoastră o reprezentați, sincer aș crede. Atâta vreme cât criticile nu vin de acolo... Pentru că primul ministru acum de două zile trosnea pe ăștia de la Fondul Monetar că vin cu date incorrecte. Haideți să vorbim așa ce nu face primul ministru a dumneavoastră. Bun, eu v-am dat voie să vorbiți cu toată prietenia pe care... Așa este, dar le-am specificat doar aspectul acesta. Dacă aceste critici ar fi venit din acea direcție și nu din partea unei opoziții pe care noi o cunoaștem, pe care o reprezentați, sincer aș crede. Acum, dacă Victor Ponta, îl credeți, domnul Adelean?
Dar pentru că l-am auzit pe Victor Ponta în Parlament, mai alaltă ieri, declarând că eu am execuția bugetară pe primele 7 luni, spunea Victor Ponta. Veniturile sunt cu 1 miliard mai mici față de 2016, cheltuielile cu 16 miliarde în plus. Rectificarea trebuie să fie negativă. Considerați că dacă o faceți mai târziu va fi pozitivă? Îl întreba Victor Ponta de la tribuna Parlamentului pe actualul premier Tudose. Spusele domnului Ponta, le credeți? Adică dacă aș fi un economist, aș putea să-l verific pe domnul Ponta și să-l spun da, domnule, are dreptate sau nu. Credeți ce spune Ponta sau nu credeți? Ați fost secretar de stat în cabinetul Ponta. Ați fost lângă Victor Ponta. Bănuiesc că îl cunoașteți suficient de bine încât să spuneți că... Pe acum nu mai crede, clar. Păi nu, nu-i vorba de a crede sau de a nu crede, de vreme ce eu n-am cum să verific aceste date. Dar văd că nu date. Credeți nimic. Dacă spune domnul Costea ceva, dumneavoastră nu credeți că nu are date suficiente. Aș prefera un punct de vedere. Credeți că Victor Ponta are date suficiente, având în vedere... faptul că a fost premierul României, că a fost în PSD, că are în continuare prieteni în PSD, că are în continuare surse în guvernul României. A fost chiar președintele partidului. Nici măcar nu este important ce cred eu. Nu este important ce cred eu, important este ce se întâmplă. Atâta vreme cât aceste critici vin doar din partea opoziției și nu din partea unor persoane obiective. Domnul Adelean, ce se întâmplă? Adevărat, îmi pare rău. Sigur, dacă îmi dați voie să știți ce vreau să spun. Aici purtăm un dialog, nu vorbim fiecare. Nu vorbim fiecare, vorbiți numai de organisme internaționale. Niciun fel de probleme, să știți că eu am învățat să-și ascult. Acele organisme internaționale au ridicat semne de întrebare asupra realizărilor guvernului Partidului Social Democrat. Bun. Mediul de afaceri. Eu n-ați înțeles nimic din ce a spus eu. Mediul de afaceri. Eu am spus cu totul altceva. Ba da, că spuneți că nu mai am opoziția. Eu am spus dacă eu mediul m-aș putea, de afaceri. Putea eu să răspund. Camera de comerț română-americană. Nu, Camera de comerț română-germană. Îmi pare firme, să spun. Mari investitori. Astăzi, eu nu vreau să mă cer cu dumneavoastră și nici nu vreau să port, astăzi, această polemică. De ce? Asta n-ați înțeles. Astăzi că eu nu vreau să... întâlnire cu marele investitor Ford, care este unul din investitorii importanți în sud-estul României. Să știți că nu e nicio problemă dacă eu tac și numai dumneavoastră vorbiți. Eu doar vă spun câtă lume ridică îngrijorări raportate la faptul că acest guvern doar cheltuie bani și nu investește nimic. Bun. Asta democrație. Exemplele pe care în conflictul mini conflictul. Exemplele pe care dumneavoastră mi le-ați dat, nu știu cât sunt de obiective, sigur le știți pe ale dumneavoastră, cele care în egală măsură cu interesele pe care sau partidului sau poziției pe care o reprezentați sunt și acestea. Eu am spus altceva, nu doresc să port această polemică, de ce? Pentru că nu sunt cel mai măsură eu să port o discuție pe o temă atât de aprofundată economică și cu date atât de precise, pe care eu evident nu le-am și nici ar fi normal să mă pricep chiar atât de bine la acest domeniu economic ca și dumneavoastră. Eu vreau să publice astăzi să exprim un punct de vedere cel puțin a unui om de pe stradă din punct de vedere economic. Atâta timp cât nu există foruri sau instituții care să le apreciem ca fiind obiective care să și critique aceste măsuri de ultime zile sau de ultim moment, eu apreciez că sunt puncte de vedere subiective ale opoziției pe care și dumneavoastră reprezentați, domnule Costea, cu tot respectul pe care vi-l port. Corect. Da, și nu mă aștept să lăudați guvernarea PSD. Domnule Ardelean, din punctul dumneavoastră de vedere este bine ce s-a întâmplat. Nu ați lăuda niciodată și dacă trebuie. Dar, în fine, nu e nicio problemă pentru că eu mi-aș dori ca și la nivel de București, sincer vă spun, opoziția să fie cel puțin la fel de vehementă ca și cea de aici din platou. Atunci înseamnă că și guvernarea ar avea o anumită presiune care ar duce-o spre și mai bine. O guvernare bună este una cu o poziție puternică. Din păcate, la nivel de București nu este o poziție puternică. Da, domnule Adelean, acum îmi dați voie și mie să vă adresez o întrebare? Cu mulțumesc. Mare drag. Da, din punctul nostru de vedere este bine ce s-a întâmplat astăzi sau ce a anunțat ministrul finanțelor că taie de la transportul și de la dezvoltare și dă la alte ministere, inclusiv la Camera Deputaților, la Senat, la administrația prezidențială, la SRI, la parchet și la consiliile locale? Eu tind să cred, raportat la puținele informații pe care le-am, că da. Este bine. Este bine că în România nu se fac autostrăzi, drumuri, deja că nu subiect, se fac deja investiții. Schimba subiectul total. Cum să fie bine în România că nu se fac autostrăzi? Tocmai asta ne spuneți dumneavoastră. Nu, dar m-ați întrebat altceva.
V-am întrebat... Mi-ați întrebat dacă azi, din punctul meu de vedere, este bine că ministrul finanțelor a luat anumite măsuri azi. Nu m-ați întrebat că e bine că nu se fac autostrăzi. V-am întrebat că este bine că s-au luat bani de la transporturi. Este bine că se iau bani de la dezvoltare. Eu cred că în condițiile date au fost niște măsuri care se impun, raportat la puținele informații pe care... Dar cum să impunem să luăm bani de la afaceri drumuri și de la Ministerul Patronat de Servicii Haide, care teoretic și revin să la ce am spus anterior. Investiții în nu cred stare. Că putem răspunde în mod corect la această întrebare decât dacă avem toate informațiile pe masă. Și eu cred că nu le avem. Și nu le are dar nici domnul Costea, care este ministrul finanțelor al dumneavoastră, ministrul de finanțe, de la guvernul PSD ALDE, ne-a spus că ia de la transporturi și dă la alte ministere. Să nu-l credem nici pe ministrul finanțelor de la dumneavoastră? Ce să mai așteptăm? Ce date? De la cine vreți dumneavoastră să mai așteptăm alte date? Dacă ministrul finanțelor dumneavoastră nu credeți în ce spune ministrul dumneavoastră, în cine credeți? De la cine vreți informații? Păi nu, dar mă răstălmăciți cuvintele acum. Eu n-am spus dar că nu cred. Fa? Eu n-am spus că nu cred. Eu n-am spus că e bine să nu se facă autostrăzi. Dar niciun fel de problemă, că face emisiunea mai antrenantă și până la urmă de asta am venit. Cum am spus, ministrul finanțelor, având un stres astăzi în declarații, în conferința de presă sau ce a făcut, șeful lui direct, primul ministru și șeful de partid, domnul Dragnea, i-a cerut o problemă. Domnule, ia rezolvă-te o problemă asta. Dă-mă de casă. Cum facem? Pentru că nu-i bine acolo și acolo. Pentru că aici sunt lipsuri, acolo nu sunt bani suficienți și hai să-i mutăm puțin. Și dânsul, într-adevăr, poate nu-i convine ce a făcut, dar dacă șefii i-au cerut, trebuie să facă. Pentru că toți la rândul nostru am avut sau avem șefi. Și cred că nu este bine deloc, domnule Ardelean, că se taie bani de la investiții. Clar, nu este absolut deloc bine. Atât la transportul și la investiții, la Ministerul Dezvoltării, este un pas pe loc, nu facem pași, stăm în aceeași lumină semi-obscură, nu facem drumuri, nu facem autostrăzi, nu mai facem nimic, pentru că noi ne veselim. Știți care este salariile și ceata socială între cei care lucrează la stat și cei care lucrează în privat. Chiar zilele astea, întrebați, trăim în România. Suntem oameni care simțim pulsul vieții și cunoaștem realitatea, că suntem implicați în activități sociale, fiecare în domeniul lui. Și vedem răutatea și oarecare ură între clase sociale, cei bugetare și privații. Nu este normal. Nu este normal. Nu mi se pare corect ce se întâmplă și cred că sunt niște măsuri de salvare de moment, dar în timp vom avea o mare problemă din punctul meu de vedere, exact ca și bugetul unei firme, hai să o transpunem exact ca ce este și bugetul unei țări. Dacă, vine publicitatea peste noi, domnule Costea, dar vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră această ieșire a ministrului finanțelor? Vă mai amintiți? La alte rectificări bugetare s-a ieșit înainte de rectificare și s-au dat anumite cifre? S-au mai dat astfel de cifre, dar de regulă existau niște cifre mai încurajatoare cu alte ocazii. De data aceasta este foarte, foarte trist ce se întâmplă și aș vrea să spun că problema se va inflama în momentul în care se va observa că nici acel celebru PNDL, și aici vorbesc în însăși bazinul electoral al PSD-ului, care după cum știm tot timpul au ridicat la loc de cinste, ca să spun așa, acest PNDL. PNDL-ul este gestionat de acest Minister al Dezvoltării Regionale, de doamna Shaideh. Păi acest minister are o tăiere de 30% a bugetului și există premise de a nu se realiza nici acel program PNDL, așa cum îl tot inflamează în mod pozitiv domnul Dragnea. Și ca să se vadă amploarea dezastrului care se prefigurează pe zona investițiilor în infrastructură, 44% este procentul cu care se va diminua bugetul Ministerului Transporturilor. Păi nu mă mir că astăzi în discuțiile private reprezentanți de la investitori americani îl întrebau pe primul ministru, chiar și pe ministrul finanțelor care a fost prezent pe acolo, că domnule, voi mai aveți de gând să construiți ceva autostrăzi în țara asta ca să putem și noi să ne dezvoltăm? Dar revenim cu această discuție în platoul Informația TV după câteva momente de publicitate. Rămâneți cu noi!
Doamnelor și domnilor, am revenit, suntem din nou în direct. Alături de mine se află domnul Ciprian Costea, doctor în economie, PNL, domnul Mircea Dobra, președintele Asociației Avram Iancu, domnul avocat Ciprian Ardelean, consilier județean PSD. Domnule Costea, domnilor, înainte de pauza de publicitate, discutam de această rectificare bugetară care se anunță a fi una pozitivă. Domnule Costea, să revenim la cifre. Vedem că Ministerul Agriculturii primește bani, internele, sănătatea, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Ministerul pentru Mediu de Afaceri și Ministerul Public. Majoritatea banilor care se dau la aceste ministere sunt pentru salarii. Da, acest aspect a fost cunoscut, bănesc, de toată lumea din start, că doar nu se vor da la Ministerul Muncii bani pentru investiții. Inclusiv la anumite ministere, cum este și Ministerul Justiției, există niște sentințe și pe la alte ministere de asemenea care vor trebui acoperite. Vreau să vă spun că singura alocare care este necesară pentru mișcarea motoarelor economiei din această țară este cea pentru Ministerul Mediului de Afaceri, unde s-au alocat niște bani în plus, dar din păcate de la acest minister vine o veste foarte proastă, pentru că guvernul PSD dorește să taie alocările pentru proiectul Startup Nation de la 400 de milioane de lei bugetat inițial la aproximativ 240 de milioane de lei. Este o veste tristă care, iată, și pe la acest minister, cu toate că primește bani în plus, se poate constata. În ceea ce privește aceste alocări, se constată din nou tendința aceea de sprijin a consumului, dăm pentru salarii, și de descurajarea investițiilor publice care sunt realizate. Dar aici permiteți-mi să ridic în fileul dezbaterii pe care o avem o problemă pe care românii trebuie odată să o conștientizeze cu toții. Deficitul bugetar, după cum se știe, a luat-o un pic razna la execuția pe primele 6 luni și pe primele 7 luni, și astăzi ministrul finanțelor fugea din fața camerelor de luat vederi, tocmai ca să nu spună românilor situația pe care o are și la luna august. Și finanțarea acestor deficite în orice țară se realizează prin datorie publică, prin împrumuturi pe care țările, așa cum te duci la bancă tu ca persoană fizică să-ți iei bani pentru că vrei să ții ceva produs mai scump, la fel și statele își acoperă deficitele prin împrumuturi pe care le realizează. Bun, vreau să vă spun că în România, în anul acesta, din ianuarie până în luna iunie, pentru care eu am datele, datoria publică a țării a crescut de la 339 de miliarde la 352 de miliarde. Astea sunt cheltuieli. Astea sunt acoperirea unor excese care le realizează guvernul pe care le avem în momentul de față și, credeți-mă, n-aș avea nimic și chiar aș fi bucuros dacă acești bani ar fi fost investiți pentru ca să avem infrastructură, tocmai să avem porturi, aeroporturi și, eu, și așa mai departe. Costea, dar până la urmă toate țările au datorii, dar este important unde folosește acei bani pe care îi ceri împrumut, iei credite de la bănci sau din exterior. E bine să fie folosiți în investiții, nu în salarii, cum se procedează la noi. Dar atâta vreme cât din această creștere economică pe care o raportează guvernul și care este, bineînțeles, bună, pentru că e bine, nu întotdeauna să ai o creștere economică, dar când 95% este bazat pe consum, există riscuri și incertitudini privind inflamarea în viitor a economiei. O inflamare care poate să ducă la o explozie a inflației. Oricum inflația a crescut, dar o explozie a inflației va însemna erodarea automată a puterii de cumpărare, inclusiv la bugetarii care în momentul de față au senzația că trăiesc mai bine pentru că PSD-ul le-a dat niște bani în plus. Dar PSD uite că pe cealaltă parte a monedei stă mediul privat,
care efectiv nu poate în momentul de față să țină pasul cu această creștere. Și trebuie să recunoaștem că bugetarii au primit mulți bani în plus la salarii. Da, au primit diferența foarte... Diferența dintre salariile bugetarilor și salariile din privat este foarte mare. Da, dar știți care este marea problemă? Privatul lucrează pe profit și privatul lucrează pe contracte. În domeniile unde există contracte pe termen lung, cum există industria, unde afacerile se știe că au crescut, există și prețuri care sunt constante pe perioade de ani de zile. Ei, în momentul în care vine guvernul și îți bagă prin birocrație, nu legislativă, majorarea costurilor salariale, în mod automat profitabilitatea ți se diminuează. Ba mai mult, există riscul de a intra pe minus cu anumite proiecte. Plus, ca să nu mai spunem de acel stres social în România, care se induce în momentul de față, prin faptul că oamenii care lucrează în mediul privat constată că la buget se câștigă foarte bine și ei nu pot să câștige atâția bani. În afaceri nu se poate acorda din pix salarii, să știți, pentru că nicio firmă nu va fi sustenabilă dacă este pe minus. Se ajunge nu la insolvențe, la falimente, dacă discutăm aprofundat. Oamenii de afaceri, în schimb, toți doresc să-și crească productivitatea muncii, dar asta nu se poate realiza de pe o lună pe alta. Ei, aici intervine acel revers al medaliei care pune pericol în ceea ce se va întâmpla în România. Din punct de vedere macroeconomic, acest sprijin al consumului se poate observa în creșterea foarte, foarte abruptă a deficitului comercial al României. Acest lucru ce înseamnă? Înseamnă că în România se importă foarte mult și diferența dintre importuri și exporturi este în creștere. Păi ce înseamnă acest lucru? Importul înseamnă că tu plătești valută în exterior, exportul înseamnă cât încasezi. Creșterea deficitului comercial înseamnă în fond și la urma urmei tot o ieșire de bani din țară. Și să știți că din nou, așa cum s-a întâmplat și în perioada anilor când unii spuneau că economia duduie și după aceea cu toții ne amintim ce perioadă dificilă a fost de criză, ei și în momentul de față există astfel de semnale îngrijorătoare în cifrele macroeconomice prin acest sprijin exagerat al consumului care, per macroeconomic vorbesc. Se constată, iată, și în deficitul comercial care crește da, și tot prin credite se acoperă. Înainte de a trece de la acest capitol, aș vrea să vă întreb tot pe dumneavoastră, domnule Costea. ANAF anunță facilități fiscale pentru cei care vor aplica acest proiect Split TVA. Credeți că vor fi doritori? Credeți că se va putea opera această măsură? Vor fi foarte puțin doritori. Astăzi am auzit o declarație publică de a domnului Dragnea, care spunea că, vai, câtă lume s-a dus și a solicitat această variantă. Din Dar calculele tehnic care vorbind există, se va putea aplica? Se va putea aplica, bineînțeles că tehnic există posibilitate, dar din punct de vedere practic nu va ajuta și inclusiv cei care solicită, bineînțeles depinde de volumul de afaceri, vor constata că în momentul în care intri pe Split TVA, pe acel artificiu de plată cu dublare de conturi pentru TVA, în mod special dedicat un cont, se va constata că lichiditățile îți sunt mai puține. Din punct de vedere practic, există o formulă foarte simplă de calcul, se poate vedea din prețul total cât reprezintă TVA, e cota TVA-ului împărțită la 100 plus acea cotă, și în momentul de față se va constata că aproximativ 15% din lichiditățile tale vor fi blocate de fapt în acel cont de TVA de unde nu vei avea acces să faci alte plăți. În condițiile în care în România, tot statistic dovedit și confirmat, s-a constatat pe relația cu furnizorii o extindere a perioadei de încasare a facturilor. Ei, atâta vreme cât tu îți încasezi într-o perioadă, este 105 zile, ca să știți exact termenul mediu, la 105 zile facturile și tu le plătești în cealaltă lună până data de 25, vă dați seama că oricum va apărea și un ecart de lichiditate care va trebui finanțat. Cum o să le finanțeze firmele? Este greu de spus. Apelând la alte credite sau din banii pe care acționarii vor veni să-i aducă. Cu siguranță, dânsul foarte bine punctează, fiind în domeniu, dar e o mare problemă să te împrumuți. Acei bani trebuie dați înapoi. Exact ca o persoană, mă raportez la o familie. Mergi la bancă, mergi la vecinul, te împrumuți cu niște bani. Anul ăsta cu consumul de 3-5%, depinde
la anul următor la fel, la când îi dai înapoi, când îi scadența, ce faci? Că trebuie să-ți vinzi de lângă casă lucruri ca să-i dai banii la omul înapoi. Așa că e o mare problemă dacă exact, să nu se supere domnul Ardelean, că nu vreau să lovesc pe PSD-ul. Nu mă supăr. Dar oamenii care fac niște promisiuni. Da, domnul Ardelean n-are de ce să se supere, care, că până la urmă nu este vinovat domnul Ardelean. Greu de onorat și atunci numai ca să salvez pielea, sacrifici țara, nu mi se pare normal. Pentru că nu numai doamna Olguța Vasilescu, că nu dă de la mămica ei de acasă banii, când promite salarii, toată ziua salarii dublat, 2.000, 3.000, nebunește lumea, pe medici, pe toată lumea. Oamenii sunt mințiți și păcăliți. Și acum, dacă tot promiți, de ce sacrifici pe ceilalți? Asta nu mi se pare corect. De ce credeți că a introdus guvernul supraacciza pe carburanți? Exact ca și de ce la part-time trebuie să plătești asigurările sociale pe salariul minim pe economie. Nu sunt bani, doamna Stella. Nu sunt bani în România. Nu sunt lichidități. Știți ce spune ministrul finanțelor? Am introdus acciza pe benzină pentru a corecta, pentru că ne-am dat seama că am micșorat-o degeaba, de vreme ce companiile petroliere nu au micșorat prețurile la benzină după ce am scăzut acciza. Acel beneficiu nu s-a regăsit în impozitul pe profit. Creșterea consumului trebuia să se vadă în creșterea profitului, dar nu a fost cazul. Am introdus acciza pentru a corecta toată această situație, nu pentru că nu avem bani la buget. Adică ce vrea să ne spună acest domn ministru al finanțelor, că introduce supraacciza și ajută aceste firme să-și crească profitul, practic. Bun, nu, pentru că ei mult sigur vor ridica o prelegere întreagă pe tema. Eu cred că s-a mai întâmplat ceva și eu cred că s-a mai întâmplat ceva, sigur, după ce a scăzut acciza sau ori de câte ori a scăzut acciza, societățile furnizoare de carburant n-au scăzut prețurile. Dar s-a mai întâmplat ceva la nivel mondial, a scăzut în ultima perioadă prețul barilului de petrol. Cu toate că a scăzut toate și acciza în timp și a scăzut și prețul, companiile petroliere n-au scăzut prețul la pompă. Și acum credeți că nu-l va crește? Este anormal ca pentru niște societăți care oricum profită extrem de mult de pe... Până la urmă, domnul Ardelean, doar o paranteză. Cred câte investiții au făcut acum, și să vedeți atunci cât de mult. Eu vă apreciez, dar chiar să mă întrerupeți de fiecare dată, cred că nu-i caz. Doar vă și cred că, sigur, puteți să-mi atrageți niciun fel de problemă, numai să vorbim pe rând, să mă aud și eu. Dacă nu, nu-i niciun fel de problemă, că pot să și tac. Cred că aceasta a fost logica pentru care s-au luat aceste măsuri referitor la acciza. Tocmai raportat la această logică, ar trebui ca prețul la pompă să nu crească. Ar trebui, dar vă dați seama că va crește. Nu știu dacă va crește și cred că trebuie să urmărim. Ce? Cred că va trebui să urmărim foarte atent. Și nu ce să facem dacă vedem că acel preț crește? Nu noi va trebui să facem, cred că guvernul va trebui să ia măsurile. Ce poate să facă guvernul? Ce măsuri poate să ia? Ori să scadă acciza, ori să verifice sau să impună luarea altor măsuri ca să nu mai crească prețul. Adică nu există poate impune acest lucru, domnule Dobrean? Domnule Dobrean, vine guvernul la firma cum mea? Cum se poate? Creștem acciza, scădem acciza. E o filozofie interesantă. Această creștere de stabilitate totală. Nu, oricum această creștere este, după părerea mea, extrem de mică. Absolut, ar trebui să fie aproape insignifiant de mică. 0,32 de lei este... Dar faceți un calcul la urmă care... Dacă crește prețul la pompă, pierde cetățeanul și câștigă firma și statul. Suntem iar în situația de a ne tot da cu... Prin acciză nu mai statul câștigă. Suntem în situația de a ne da cu presupusul și de a critica, de dragul de a critica. Dar cred că argumentele care au fost invocate sunt reale. Ori de câte ori a scăzut acciza, prețul la pompă nu a scăzut. Vi se pare normal? Dacă da... Foarte bine, părerea dumneavoastră, dacă nu, ce trebuie făcut? E capitalism, scăzut această acciză, domnul Ardelean, și atunci nu se ajungea aici? Adică, eu cred că exact acest lucru trebuia făcut, ce s-a întâmplat acum. Adică dumneavoastră ne spuneți atunci când ați nu, eu vreau să spun că trebuie să intre bani și la stat, nu doar la firmele astea, la acești magnați. Aceasta este logica pe care eu o înțeleg de altfel. Că
din tot acest profit imens pe care firmele petroliere îl obțin, trebuie să obțină și statul ceva. Domnul Adelean, dumneavoastră adică nu și statul, domnul ministru adică al nu finanțelor... Statul, nu este normal ca statul să reducă acciza și vă diferența... Vă supărați când vă întrerupe domnul Costea, dar dumneavoastră nu aveți nicio problemă să mă întrerupeți scuze, pe mine. Eu am crezut că eu vorbesc și de asta am continuat să spun. Ați crezut că dumneavoastră vorbiți. Da, vă întrebam dacă dumneavoastră vi se pare normal că, înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră și ministrul finanțelor, că după ce a fost scoasă această supraacciză, prețul la benzină și la motorină n-a scăzut. Cu toate plus că a scăzut, plus că a scăzut și prețul la nivel mondial a barilului de petrol. Și deci era normal prețul să scadă a rămas prețul același. Acum veniți să reintroduceți această supraacciză. Credeți că prețul va rămâne același sau va crește? Că am văzut că eu a început să crească deja. Eu cred că raportat la aceeași logică n-ar trebui să crească. Bun, și dacă crește, ce se întâmplă? Cine câștigă de pe urma acestei creșteri? Nu câștigă nimeni, doar pierde cetățeanul dacă crește. Statul și firme și pierde cetățeanul. Cum nu câștigă? Statul nu câștigă mai mult. Nici firma nu va pierde pentru că firma doar își ajustează prețul pe această logică, dar pierde cetățeanul. Și cine câștigă? Păi nu câștigă cineva. Câștigă firma, nu? Nu, câștigă doar statul. Firma nu mai câștigă dacă își ajustează prețul. Dacă cu acciza. Da. Păi dacă mărește prețul raportat la acciză, ce o scurtă impresiune în chiar această nu, discuție. Chiar nu ne înțelegem deloc. Deci eu aș vrea să atrag atenția și aici toată lumea trebuie să știe faptul că în cea mai mare parte prețul combustibililor este format din componente fiscale. Prețul materiei prime, al manoperei și de producție, cu alte cuvinte, este mult, mult mai mic față de prețul de pompă. Maxim 30%, știu, da. Ei, în aceste condiții, nu pot să accept, și aici, credeți-mă, chiar mă deranjează filozofia fiscală a PSD-ului, că noi vrem, de fapt, să îmbunătățim lucrurile printr-o nouă suprataxare. De fapt, auziți, haideți să vă mai spun și o chestie. Dar nu trebuie să o luați nici dumneavoastră personal. Dar nu e o personal, eu vorbesc oamenilor care ne ascultă și trebuie să înțeleagă. Acciza este și o componentă fiscală care intră în baza de calcule inclusiv a TVA-ului. De fapt, ce vreau să spun, prețul real este și mai... Fiscalizarea aceasta introdusă de către PSD este și mai mare de 0,32. Ei, puteți să justificați această idee sau nu o lansați așa și noi trebuie să o credem? Eu vă spun o treabă. Păi nu, aduceți-i mai departe, cu fiscalizarea. Nici nu vă rog să veniți cu justificări. Eu doar vă spun că este greșit din punct de vedere trebuie să vă al credem pe politicii fiscale promovate de PSD că noi mai băgăm încă o suprataxare pentru ca să corectăm prețurile, pentru că acest lucru este greșit. Nu se va întâmpla nimic. Uitați-vă, apropo, de prețul barilului. În urma evenimentelor meteorologice neplăcute din Statele Unite, a avut loc o creștere bruscă de 2%. Și vă garantez că acest lucru se va perpetua și în perioada următoare. A început să crească și, bineînțeles, că această acciză va suplimenta prețul pe care românii îl plătesc pentru a-și cumpăra combustibil. Și atenție, sigur, este opinia inclusiv dumneavoastră, toate mărfurile transportate am observat sunt că afectate. Ne pricepem întotdeauna mai bine la da, cele ce urmează decât la cele și ce s-au întâmplat. La ce vă pricepeți dumneavoastră, domnule Ardelean, ce se va întâmpla cu ordonanța de urgență numărul 13? Vă întreb asta în condițiile în care am văzut că magistrații în alte curți de casație și justiție sesizează Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea ordonanței 14, aceea care a abrogat ordonanța 13. Bun, am mai avut o emisiune exact pe această temă, a fost și atunci exact așa s-a întâmplat. Acum, ce se întâmplă cu ordonanța 13? Dacă, să spunem, ordonanța 14 este neconstituțională în întregimea ei, sigur că ea nu mai produce efecte. Va trebui să vină o altă ordonanță. Intră în vigoare ordonanța 13. Da, teoretic așa este. Va trebui să vină să se dea o altă ordonanță care să o abruge pe cea cu numărul 13. Dar după ce a intrat în vigoare ordonanța 13, pot veni câte ordonanțe cred, doriți dumneavoastră, domnule Ardelean? Cred că ordonanța 13 a fost un eveniment nefericit, așa este. Nu am susținut-o niciodată, dimpotrivă am criticat această ordonanță și momentul în care și modalitatea în care ea a fost adoptată de către guvern. Nu... Problemele din sistemul judiciar sunt foarte, foarte mari sunt mari și destul de legate de subiectul acesta sau aceste subiecte care sunt în ordonanța 13. Situația din penitenciare, problema achitărilor, problema grațierilor,
Eu cred că este nevoie de așa ceva, dar modalitatea și ceea ce vizează ordonanța 13 este poate puțin exagerat, ca să nu spun greșit. Este părerea mea și critic această ordonanță și am criticat-o întotdeauna. Da. Cred că la un moment dat a greșit și a înțeles acest lucru și guvernul, care imediat a abrogat-o prin ordonanța 14. Orice fel de act normativ din țara asta poate fi atacat la Curtea Constituțională. Așa este. Acum, de aici și până la a fi declarată neconstituțională, e un drum foarte, foarte lung. Orice act normativ poate fi atacat la Curtea Constituțională. Nu cred că trebuie să ne facem griji pentru simplu fapt că a fost atacat ordonanța 14. Dar sunteți 14. De acord că dacă ordonanța 14 va fi declarată neconstituțională, da, da, și produce efectele ordonanța 13? Așadar, Liviu Dragnea scapă de acel proces care ar trebui reluat de la zero și lângă Liviu Dragnea mulți alții? Da. Alina Bica, fosta șefă DICOT, care de fapt a cerut în alte curte este ca un drum să lung și până justiție. La fi declarat ordonanța 14 neconstituțională, pot fi adoptate și alte acte normative în sensul în care ordonanța 13 să nu intre sub nicio formă în vigoare, chiar dacă ordonanța 14 ar fi declarată neconstituțională. Deci este un drum lung și a face previziune atât de departe, eu cred că sigur, putem să le facem la modul teoretic. Da, dacă va fi declarată neconstituțională, așa este. Dar până atunci se pot întâmpla multe. Pot fi adoptate alte acte normative care să ai prin care să se abroge aceste eventuale urmări ale acestei ordonanțe 13, care a fost, repet, o greșeală din punctul meu de vedere, atât în ceea ce privește momentul în care ea a fost luată, cât și modalitatea poate exagerată a unor termeni din aceasta. Modul când s-a produs și așa mai departe și o zi dacă produce efecte, la revedere. O să scape concluzia foarte mult. Și ca să înțeleagă toată lumea, orice act normativ poate fi atacat la Curtea Constituțională. Nu e niciun fel de așa problemă. Așa este, dar de aici până la a fi declarată și ce se va întâmpla dacă se va întâmpla, sigur e o poveste destul de lungă. Eu nu știu și nu văd ce motive ar putea fi spre a declara ordonanța 14 neconstituțională, așa ca un profesionist al dreptului. Poate că sunt motive, dar eu nu văd. Deci nu cred că e cazul, nu cred, nu spun sigur că nu stabilesc eu acum ce se întâmplă la Curtea Constituțională, dar eu nu cred că sunt motive de neconstituționalitate ordonanței 14. Vor ieși oameni în stradă, domnule Costea, dacă... Păi, din nou, adică vă amintiți de acele proteste din iarnă? Toată lumea amintește. Toată lumea, vorbesc inclusiv din afara României, pentru că este destul de neplăcut acel record pe care l-a realizat guvernul PSD, ca la scurt timp după investire să umple țara de oameni care sunt nemulțumiți de niște decizii luate așa în miez de noapte pe sub masă. Așa s-a întâmplat. Modalitatea a fost extrem de neplăcută, oamenii n-au fost... Nu li s-a explicat, nu a existat dezbatere publică, nu a existat nimic, doar vorba aceea, un ministru Iordache care a scos o mapă cu un act normativ și l-a trecut prin guvern fără să fie, bineînțeles, pe ordinea de zi și doar pe acea ordine secundară. Bun. Cu un prag al abuzului în serviciu care să-i scape pe unii de... Bun, poate dumneavoastră nu știți. Acum la guvern se întâmplă ca ordinea de zi să nu fie exact așa cum spuneți dumneavoastră. Acum și eu vă rog frumos să mă lăsați să-mi termin ideea. Nu, dar acum nu e niciun moment. Am înțeles, am înțeles. Suntem la o emisiune unde discutăm în mod echilibrat. E 5 la 1 pentru, totuși pentru dumneavoastră. Nu suntem aici la concurs. Suntem la o dezbatere datoriată care ne spune punctele domnului. Așa e. Vreau să... Când o să fiți voastră, poți să criticați. Putem să avem un dialog, nu trebuie să... Sigur că da. Dar eu nu mă supăr pe domnul coleg în caz. Constat, ceea ce Partidul Național Liberal sublinia și societatea civilă a remarcat, oamenii de rând, de aceea au ieșit în stradă pentru că au fost nemulțumiți și și-au dat seama de efectele nocive pe care un astfel de act normativ le are în timp. Iată că astăzi, la luni bune, de la 8 luni, de când a fost acel moment nefericit al acestei manifestări de act de guvernanță publică, la 8 luni noi revenim să discutăm despre niște ordonanțe care au deranjat atât de profund societatea românească. Și mai mult decât cu reacții internaționale, clar, cu foarte dure. Foarte dure, bineînțeles. Și problema că revenim să discutăm, nu avem voie să discutăm? Sau? Acest lucru, cum să nu? Normal. Chiar e bine că discutăm, dar ideea este de a încerca ca în această țară să aducem o normalitate. Și eu nu doresc ca în viitor să tot revenim din luni, din 3 între luni, 8 din 8 luni, să tot discutăm despre astfel de ordonanțe.
Iată, astăzi... Deci sunteți de acord sau nu să discutăm astăzi, atunci? Astăzi noi stăm și povestim de posibilitatea reintrării în vigoare acelei ordonanțe care a scos pe toată lumea în stradă. Nu sună bine deloc. Nu sună bine deloc. Nu este bine. Eu zic, dacă dă domnul Costa. Da, vă rog. Vinerii, în 2016, când a fost ale, de ce n-au ieșit la vot? Ei, mă uit în cap și le spun acum, dragilor, țara e și a voastră. Băgați-vă în politică statul meu, tinerii, competenți sau care doriți să facă ceva pentru țara asta, e singura ocazie în care să intri în politică, să faci politică. Cât de stânga, cât de centru, cât de dreapta, nu contează. Și au o mare parte de vină pentru că, da, unora nu le convine să fie prezența foarte mare la vot. Că am făcut și eu niște calcul și povestesc cu oameni care știu să calculeze lucrurile. Trebuie să vină la vot. Tinerii trebuie să vină la vot. Sigur, trebuie clar să meargă la vot, dar intrând așa în politică, nu știm, greu, domnule Dobra, cât de mult pot să se lupte, domnul Cipri, să lupte de 15 ani cu balaurii din PSD și local, acum nu dau nume că nu-i cazul. Și nu numai, nu, peste tot. Peste tot și se luptă cu ei și mă bucur că are încă stomac și nervi de oțel. Să se lupte și dacă... Și a reușit să schimbe ceva domnul Adelea și, tinerii din PSD? Eu cred, are altă viziune, îl cunosc pe Cipri de ani de zile, are altă viziune față de balauri din PSD, satul mare, zic așa. E. Bine, ghilimele de rigoare, adică cei care știu pe toate și numai ei știu. Acum vreau să spun că trebuie să vă luptați cu ei în care să preluați cu adevărat puterea. Adică, în ce sens? Să conduceți voi, nu să conducă altcineva din spate. Păi știți foarte bine că n-a fost lăsat vreau să candideze. Vreau să vă spun că eu cred că trebuie într-adevăr să implice tinerii în partidele politice, dar am asistat de în nenumărate rânduri la situații în care tinerii s-au lăsat prea ușor de ambițiile politice. Cred că, într-adevăr, imboldul pe care domnul Dobăra l-a dat, și sigur, eu mă bucur că are o părere bună despre mine, deși nu știu ce balauri avem la PSD. Balauri cred că sunt bine, peste tot. Mele, adică oamenii care rutinați în vârstă și care trebuie să-și cam vadă de nepot sau mai departe, că au demonstrat ce au făcut. În sensul ăsta mă refer. Să sigur lasă și clasa tânără să vină din urmă, să demonstreze și ei la 30-40 de ani bănesc acum. Tinerii aduc întotdeauna... Nu ești în stare? Cum să nu? Lută de cu ei. Da, bun, tinerii aduc întotdeauna un plus de valoare și un plus de energie și un plus de idei inovatoare în orice fel de partid. De asta cred că sunt importanți. Dar cred că contează într-o oarecare măsură, poate destul de mare, și experiența pe care alții au, pentru că în viața politică nu te confrunți numai cu cei din partid, te confrunți și cu cei din afara partidului și vrei să-ți pui în plan ideile și tocmai de asta contează poate și experiența. Mi-aș dori, la modul cel mai sincer, și să fie mai mulți tineri implicați nu doar la PSD, ci și la celelalte partide. Cum mi-aș dori, la fel ca PNL, să facă opțiunea o poziție reală, unde dorește să meargă, să facă și PNL o poziție reală, cel puțin la fel de calificată ca cea pe care am văzut-o în seara asta și, sincer, o apreciez. Mi-aș fi dorit să fiu economist, nu de alta dacă să pot să discut de pe același palier. Îmi doresc să... Am mai nimerit și la emisiune juridică cu colegul de platou, la care la fel pățise și domnia sa. Da, în fine, asta e viața politică la satul mare. Da, eu vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Informația TV. O seară plăcută și un weekend la fel de plăcut. Noi ne revedem luni la ora 20.